Ioan, capitolul 11, primele șapte versete. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cumir și i-a picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urma zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Amin. Contextul în care ne așează această Evanghelie a lui Ioan, o Evanghelie care nu este ca sinopticilor, ca celor trei care merg cronologic cu evenimentele. Este o Evanghelie scrisă mult mai târziu și scrisă de un apostol care a fost foarte, foarte aproape de Domnul Hristos, Apostolul Ioan, și scrisă sub inspirația Duhului Sfânt cu un scop foarte precis. În contextul generației lui și pentru generațiile care urmează, Ioan a alcătuit această scriere și această carte, așa o numește el, cartea aceasta, cu un scop precis. Și iată, ne spune el la încheierea Evangheliei care este scopul acestei scrieri și pentru ce anumite minuni și semne au fost incluse aici. Sigur, el spune că s-ar fi putut scrie mult mai multe cărți și dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, spune el în ultimul verset al Evangheliei lui, <coughs> cred că nici în lumea aceasta n-ar fi putut încape cărțile care s-ar fi scris. Dar în capitolul 20, versetele 30 și 31, Ioan ne mărturisește scopul principal al acestei Evanghelii și spune așa. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață, viață în numele Lui! Deci de la bun început e bine să cunoaștem acest context, acest cadru și să știm de ce s-au scris aceste minuni și de ce ne-au rămas. Pentru că pentru noi s-au scris și nouă ne-au rămas și nouă ne vorbesc. Iar în seara aceasta, oarecum intrând și în contextul Marii Sărbători Anvierii, avem această pregustare cu o minune de felul acesta prin învierea prietenului Domnului Iisus, învierea lui Lazar. Dar titlul sau motoul pe care l-am ales pentru mesaj este The Day God Cried. The Day God Cried. Ziua în care a plâns Dumnezeu ziua în care a plâns Dumnezeu. Sigur că o să încerc în aceste câteva minute care le am la dispoziție să răspund la această întrebare. De ce a plâns Isus? Să fie avut oare o dreptate iudeii când spuneau, iată cât îl iubea de mult, a plâns de milă sau a plâns de dragul lor sau a plâns de dragul lui Lazar? Sigur că Ioan consemnează ce spun iudeii, dar oare au avut dreptate iudeii că Isus a plâns dintr-un asemenea motiv? De ce a plâns Dumnezeu? Pentru că este ziua când a plâns Dumnezeu. Domnul Isus a plâns de câteva ori. Aceasta este una din aceste zile, una din aceste instanțe. Vedeți, noi avem o imagine foarte distorsionată. Uneori despre Dumnezeu și despre Isus, mai ales când ne gândim la cei 2000 de ani de creștinism care au trecut de la evenimentele spuse în Evanghelie. Încă în cântările noastre sau în poeziile noastre îl descriem pe Isus ca pe un biet sărman care stă afară, în frig, în noapte și bate, în compus o cântare și i-am zis, a bătut la ușa ta cineva, în tăcerea nopții, tristă un om și plânge. Da? Vă amintesc de cântarea asta din folclorul penticostal, din, din cultura penticostală românească. Apoi, tot așa, avem impresia că Dumnezeu este un personaj cu care cum spunea Gabi, suntem un fel de buddy-buddy, suntem un fel de prieteni. El e prietenul nostru, vine la noi, ne dă jucării, ne dă bomboane, ne mai ogoiește uh, puțin uh, plânsul, ne potolește plânsul, asta înseamnă când te ogoiește. E, e un regionalism de acolo, din Ardeal. Și nu ne dăm seama că de fapt acest Ioan care a fost poate cel mai intim și cel mai apropiat cu Domnul Isus, ne spune Evanghelia că și-a pus chiar capul pe pieptul lui Isus la un moment dat. Totuși, când se întâlnește cu Isus în Patmos, ce spune? Apocalipsa 1 cu 17 zice, m-am întors să văd cine vorbea și când l-am văzut și îl descrie cum arăta în glorie, în strălucire, ce am făcut? Am căzut în fața Lui, am căzut la picioarele Lui ca, ca mort. Tot așa ne putem imagina ușor. Well, Iisus a plâns pentru că era milă de ei, pentru că um, îi s-a frânt inima și... și um, spun iudeii, iată cât îl iubea. Hai să vedem de ce a plâns Iisus. Asta e întrebarea la care vrem să răspundem. Înainte însă ca să răspundem la această întrebare, avem cinci bariere de ridicat. Hai să le spunem altfel. Avem cinci întrebări la care trebuie să răspundem și toate întrebările acestea vor conduce spre răspunsul final. <coughs> Pentru că Ioan, gândindu-se că scrie această minune, acest semn cu scopul credinței, cu scopul de a încuraja biserica, de a încuraja credinciosul, de a încuraja comunitatea creștină pentru credință, are grijă să pună lucrurile în așa fel încât să fie foarte clar și simplu. Și înainte ca să răspundem la întrebarea de ce a plâns Isus, avem cinci întrebări la care trebuie să răspundem. Prima, care este scopul acestei boli? Care este scopul acestei boli? Versetul 4 răspunde foarte ușor, foarte simplu la această întrebare. Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Iată că răspunde foarte clar la scopul bolii. Lucrul la care noi adesea nu avem răspuns. De ce suferă omul? Marea întrebare din Iov. Cum spunea fratele Claudiu, începând această frumoasă călătorie prin Iov, Prietenii lui Iov au venit să-l încurajeze, să-l îmbărbăteze, să-l viziteze ca pe un bolnav. Când l-au văzut în ce stare era, n-au putut vorbi câte zile? Șapte zile. Era bine să să stea muți, era mai bine, făceau mai bine. Pentru că pe parcursul vorbirii lor au, au săvârșit multe, multe gafe și multe, multe, uh, multe păcate, pentru care la urmă Iov trebuie să se roage. Și primul care ia cuvântul este Elifaz din Teman. El e un fel de lider al acestui mic grup. Și Elifaz ăsta e un, e un fel de carismatic, știți? Zice Elifaz, zice un cuvânt s-a furișat până la mine. Era noapte, era noaptea, noaptea când oamenii stau și așteaptă să doarmă, noaptea când vin vedenile, noaptea când stai și, și ești între, între, între somn și veche, și zice, um, un duh a trecut pe lângă mine. Și când a trecut duhul ăla pe lângă mine, părul mi s-a zbârlit ca la arici, spune Elifaz. După aceea zice, nu numai asta, dar a apărut în fața mea o, o, un chip, o înfățișare necunoscută și m-am îngrozit, m-am speriat. Și atunci un glas mi-a șoptit și mi-a zis, este cineva fără păcat? Este cineva fără vină înaintea lui Dumnezeu? Și acești prieteni al lui Iov nu fac altceva decât să... Spune mereu întrebarea, Iov, ce ai păcătuit? Iov, mărturisește-te! Iov, ești vinovat! Iov, până la urmă trebuie să, trebuie să zici ceva, să vedem cum se rezolvă cazul tău! Cazul lui Iov era cu totul altul! Ei nu pricepeau! Și Domnul spune clar, de tot, bine de tot! Zice, boala asta nu e spre moarte! Boala asta e spre slava lui Dumnezeu! Oamenii sunt oameni și astăzi și întotdeauna și au tendința asta de a pune întrebările acestea în care să găsească vinovatul. Tot Ioan ne dă o altă instanță și o altă minune în Ioan 9, versetul 2, când este un, un, un caz de vindecare extraordinar. Este un om care se naște orb și ucenicii vin la Domnul Isus și întrebarea lor care este? Căutăm vinovatul? Căutăm vinovatul. Cine a greșit? Cine a greșit? Au greșit părinții lui sau a greșit el de s-a născut? Pe când să găsească el de s-a născut așa? Vedeți cât de absurdă este această, această incursiune după vinovat. Tot timpul se caută vinovatul. Precis că cineva e vinovat dacă se întâmplă lucrurile acestea. Domnul Iisus răspunde foarte clar în cazul lui Lazar și spune... Boala aceasta vreau să vă uitați cu alți ochi, să înțelegeți altceva, să pricepeți ceva și le dă un cuvânt, le, le dă o lumină, le dă o claritate și le spune, boala aceasta este pe slava lui Dumnezeu. Asta e scopul bolii. Să arate slava lui Dumnezeu, să fie proslăvit Fiul lui Dumnezeu. Rețineți asta, ucenicilor. A doua întrebare, și o să vedeți în, în, în fiecare din aceste întrebări, când sunt puse ele așa cum sunt puse și cum ni le, cum ni le creonează Ioan și cum le, le așează bătrânul, acesta cu, cu o sensibilitate extraordinară, ele sunt mereu puse într-o într tensiune, într-un contrast. Fiecare afirmație și fiecare întrebare pe care o avem aici în aceste cinci sunt într-o anumită tensiune, într-un anumit contrast. Adică boala aceasta, ca și cum ai pune boala și slava lui Dumnezeu în aceeași propoziție, nu prea aparțin. Noi, omenește, spunem, boala aparține în propoziție cu mărturisește, pocăiește, zi ceva, s-a întâmplat ceva, tu suferi că nu ești pocăit sau că, cine știe, Domnul te musă, Domnul te curăță, Domnul te uh, știu eu ce face cu tine. Dar să pui boala și slava în aceeași propoziție nu prea pui. A doua întrebare, să pui uh, întârzierea și iubirea, iară nu merge împreună. Sunt două lucruri care nu le pui în aceeași propoziție. E foarte greu și foarte complicat să, să, să facă sens pentru tine. Păi dacă îl iubești, du-te. Surorile au trimis vorbă și au zis, Doamne, cel pe care îl iubești e bolnav. Cu alte cuvinte, vină de grabă. Sigur că puteau să facă așa cum a făcut acel slujbaș împărătesc, să spună, nu mai veni, zi numai, un cuvânt. Nu, dar ce se înțelege este că atunci când iubești pe cineva, te grăbești, nu întârzi. Nu întârzi. Și totuși, iată, este versetul 5 și 6, este un scop în această întârziere. Este un scop. Domnul vrea să-i testeze pe ei, vrea să-i încerce pe ei. Vrea să le construiască, să le, să, le, să le edifice credința. Și atunci, intenționat, întârzie. Intenționat, întârzie, Domnul. Dar bine știe Domnul ce are de făcut. Și Ioan ne duce la altă minune și mergem, dacă vreți, la altă minune și mergem în Ioan 6 și aflăm că era într-un context în care o mulțime de oameni veneau către Isus, Undeva, va zice Ioan în Evanghelie, păi cam la 5.000 de bărbați, mulți. Și Domnul Iisus se întoarce spre Filip. Filip era probabil mai aproape. Și Filipe, ce facem cu ăștia? De unde le dăm să mănânce? Vorbim cu Cătălina și cu Dina. Nu avem. Teoros probabil că nu mai răspunde la telefon. Nu avem în biserica Emanuel atâtea fonduri încât să putem hrăni 5.000 de oameni. De unde facem? Filipe, ce facem? Filip zice, 200 de dinari, un dinar pe zi, munca de o zi, 200 de zile de muncă, dar a, zice, nici nu are rost să mai facem calculul ăsta, că ce putem să facem cu atâția bani? Ce mâncare? De unde le dăm mâncare la ăștia? Nu avem. <coughs> Prinzând nota ironiei sau încercând oarecum să, 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 să intre în dialog, Andrei era pe aproape și zice, Andrei, ce este un copil aici? Deci are, are cinci pâini și doi pești. Deci ce sunt astea la atâția oameni? Dar Ioan spune, Iisus știa ce avea de gând să facă. Aici, Iisus care iubește, întârzie. Pentru că știa ce avea de gând să facă. Întârzierea lui are un scop precis. Ca să le ridice, să le întărească, să le edifice credința. A treia întrebare. Scopul plecării. Vesetele 11 la 14. Zice, și tot așa, e, e contrastul acesta între, între două somnuri. E, se creează un contrast. Zice, două arme. Ucenicii spun, a, înseamnă că e merge bine. Se face bine. Se vindecă. Ei n-ar fi vrut să meargă în Iudeia, pentru că știau că tensiunea este foarte mare acolo. Deja, iudeii caută să-L omoare pe Isus. Ei se temeau pentru pielea lor, bineînțeles. N-ar fi vrut nici lui Iisus să-i se întâmple ceva. Și atunci, n-ar fi preferat. Zice, o, oh, e bine, zice, dacă doarme. Zice, ăsta e, e un semn. Ca și cum te întreabă medicul, după operație, cum te simți, dacă dormi, cum dormi, dacă mănânci, cum mănânci și toate alea. Deci este, este un semn de, de odihnă, este un semn de vindecare. Și Domnul Iisus, așa blunt, așa direct, nu în față, ce le zice? Lazar a murit. Zice, da dar mergem să-l trezesc. Mergem, mergem să-l trezim din somn. Asta e scopul plecării noastre. Mergem să-l trezim din somn. Și apoi, al patrulea, a patra întrebare, la care tot Evanghelia răspunde foarte simplu: scopul absenței. De ce ai întârziat? De ce n-ai fost acolo? De ce tot contextul ăsta? Versetele 15 și 16. Și aici din nou e contrastul. Cum să pui tu moartea în aceeași, în aceeași propoziție cu bucuria? Cu bucuria. Cristian Ionescu scrie despre mama lui așa, foarte frumos scrie pe blogul lui, zice, trei nopți a ploat, a plouat cu lacrimi. Apoi mama a plecat, a venit dimineața și mama s-a desprins de pământul acesta și a plecat. Spun asta în contextul în care mâine seară e priveghiul, marți e înmormântarea. Familia UNESCO, familie pe care noi cei care am stat la București i-am știut bine, i-am cunoscut bine. Și Domnul Iisus spune, zice, mă bucur că n-am fost acolo. Vedeți cum construiește? Observați argumentul cum e, cum e construit, cum, cum, se, cum se clădește caramidă cu caramidă, pe, pe o direcție. De ce? Mă bucur că n-am fost acolo. Mă bucur că n-am fost pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haideți să mergem. Toma, care era un, un pesimist și un, 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 un fatalist, un, un, să nu înțelegeți cuvântul altfel, că ăsta nu e jurnalist regionalist din, din Ardeal, adică e unul care se gândește numai la negativ, totul pune negativ în față, ăla e, fatalistul, care zice, acum cade tavanul pe noi, tavanul nu cade niciodată, dar zice, acum, acum, mare lucru dacă nu cade tavanul pe noi. Și te stresezi cu niște lucruri care nu se întâmplă niciodată. Dar zice, acum zice, dacă mergem, dacă tot mergem, zice, hai să mergem să să murim și noi cu el, adică cu Iisus, Că acum o moară, sigur că el, el spunea, tot ce spunea, el spunea bine, dar într-un alt, într alt duh. Deci murim cu el, da, o să, o să, o să moară cu el, dar nu, nu chiar atunci. O să moară pentru el. La a doua vizită pe care am făcut-o în India, la, la Madras, la Mumbai, se numește acum, au schimbat numele, și te duci în afara orașului foarte puțin. Și acolo, vezi, e, e un monument uriaș, e un loc de pelerinaj, un loc unde merg oamenii. Și acolo e locul unde a fost martirizat Toma. Pentru că Toma, acest ucenic, care a avut un drum al credinței și a fost un om care l-a iubit pe Domnul foarte mult, a murit martir. Da, mergem să murim cu el. Dar Domnul spune, scopul absenței este. Și mă bucur că n-am fost acolo, mă bucur! Mă bucur! Observați? Deci scopul bolii pentru slava lui Dumnezeu. Scopul întârzierii pentru ca credința voastră să fie întărită și încercată. Scopul plecării, ca să-l trezim, mergem să-l trezim. Scopul absenței este pentru ca voi să credeți. Pentru că Ioan bine zice, tot ce am scris aici este ca să vă infuzeze vouă credință și să facă din voi oameni puternici, oameni ai credinței. Indiferent ce se întâmplă în lumea asta, dacă... Sigur, Acum, dacă o fetiță, un copil nu se mai poate ruga la, la masă, la... mulți de aici știu ce înseamnă să trăiești 45 de ani sub comunism. Să n-ai voie cu Biblie, să n-ai voie la rugăciune, să, să vină peste tine, să te ancheteze, să-ți ia, să te ducă, să nu te mai vadă familia. Dumneavoastră știți mulți de aici ce înseamnă asta. Nu, nu vă speriați, pentru că știți că Dumnezeu cel credincios este acolo. Și îți vine și ce mă bucur că n-am fost acolo. Ca voi să credeți. A cincea întrebare. Intră în Betania și vine un dialog, începe un dialog. Un dialog cu Marta de data asta. Marta intră în dialog. <coughs> și noi avem o, percepție foarte greșită despre Marta. Noi spunem, Marta e, e aia de la... Acum, ce spun acum, asta e regionalism, da? Aia de la Laboșe, da? De la laboșe, de la, de la cratiț, cratiță, cratiță. Cum sună românește, cratiță. Da? Muierea, hazaica, spune slavu zice, trebuie să fie la cratiță, la oale, acolo e locul ei. Să vedeți că nu e acolo sau nu numai acolo, sau chiar și fiind acolo, slujind acolo, și unor comentând și murmurând și nemulțumită și frustrată, dar bine înțelege ea și bine pricepe ea și bine se așează și în ea cuvântul și credința. Și un dialog superb care are loc aici. Dar și scopul acestui dialog este spre același punct. Deci toate aceste cinci converg acolo. Toate o vine cu reproș, sigur. Și, și Maria vine tot cu reproș. Deci, am în două surorile, în durerea lor, în, în disperarea lor, vin cu reproșul. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Pentru că aici sunt, 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 sunt angajate trei concepte uriașe. Dacă reușim, la, la, la urmă, să facem acest corolar și să, să, le, să le vedem împletite, cum lucrează, adică cuvântul, Prezența și iubirea. Cuvântul, prezența și iubirea. Prima dată le dă cuvântul. N-am fost acolo, mă bucur că n-am fost acolo, mergem să-l trezim, întârziem, boala asta este pentru slava lui Dumnezeu, dar ei erau cu capul în nori, ei, ei, nu, ei nu puteau să connect dați. Pentru ei era. Ce zice omul ăsta? Dacă doarme, lasă-l, domnule, că îți face bine. Păi, dacă îl iubește, de ce nu se duce? Păi, uh, uh, Domnul spune, nu, 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 toate astea au un scop, toate astea au sens, toate astea merg într-o direcție clară și precisă. Și aici cu Marta la fel, dialogul, a cincea întrebare, a cincea întrebare la Marta, zice, fratele tău va învia. O, zice, știu că va învia. La înviere, ziua de-apoi. Hmm. Observați credința în trecut, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit la trecut. Apoi la timpul prezent zice, da. și acum știu că orice ai cere, adică nu era sigură, zice, să, dacă vrei poți să ceri. Nu știu dacă o să ți se dea ce ceri, dar de obicei ție ți se dă cam ce ceri și tu dacă vorbești cu tata, dar n-avea -avea curajul să spună chiar tare. Nu avea curajul să spune, deci la, la timpul trecut, dacă erai aici, la timpul prezent, dacă cer ceva, dacă, dacă cumva ceri, dacă te gândești să mai ceri, ce să mai ceri acum că e băgat de patru zile la mormântat, ce să mai ceri? Și uh, domnul face o afirmație foarte clară și simplă, zice, fratele tău va învia, o zice, da, 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 teologic, să știi că sunt pusă la punct, știu, zice, așa, băteam eu laboșele acolo, dar am prins bine conceptele credinței, zice, și, și doctrina învierii, și va învia la învierea de-apoi. Femeia asta știa o grămadă de lucruri. Nu fusese la niciun seminar special, dar știa, cunoștea pe domnul. Prinsese cuvântul în ea, lucra cuvântul în ea. Atunci Domnul vine cu trei afirmații și la, la sfârșitul acestor trei afirmații vine vă, The Punchline, vine cu, cu întrebarea numărul 5. Pentru că asta este ce face Domnul. Asta este ce face Domnul tot timpul. Zice, eu sunt învierea și viața”. Prima afirmație, versetele 25-26. Eu sunt învierea și viața”. A doua afirmație, cine crede în mine chiar dacă a murit, va trăi. A treia afirmație. Cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Lazar, n-a crezut în tine. Ba da, și uite că a murit. Domnul o pune la punctul acela critic, în care zice, now, e timpul tău să, să răspunzi. Acum trebuie să, să dai un răspuns. Crezi tu lucrul acesta. Și cum vine ceva la care nu se așteaptă nimeni? Nu se așteaptă nimeni. Pentru că Evanghelia asta a fost scrisă undeva pe la anul 70 sau după unii sunt două, două concepte, este scrierea timpurie, scrierea târzie. După unii pe la 70, înainte de, de dărâmarea Ierusalimului, după alții sunt undeva la 80, 85. Parcă, parcă vă arăt că e mare și frumoasă și am primit-o cadou și îți nealcoș, asta, regionalism, îți nealcoș cu e, Damne dragă. Să vă spun până la capăt regionalismul, îmi vine să o țuc, adică să o mânc și să o trăiesc. Și parcă, asta nu mai puneți pe internet, parcă Marta avea în mână Evanghelia. Parcă citea capitolul 20 versetul 30 și 31. Și spune: Vrei să spun ce cred? Exact ce a vrut Ioan în Evanghelie când a scris. Exact ce se întâmplă cu minunea asta. Cred că tu ești Hristosul fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume și crezând să aveți viața. Parcă avea epilogul, parcă avea finalul, parcă avea concluzia Evangheliei, parcă o ținea în mână. Ai fi zis, dar de unde te atâta teologie la femeia asta care bate laboșele boșele nervoasă și supărată? De unde? Și totuși, vedeți, aici e punctul la care ne aduce Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează să Încolțească noi credința, să încolțească noi Cuvântul, să fim edificați puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe prezența lui Dumnezeu și pe dragostea lui Dumnezeu. Să nu ne îndoim niciodată de Cuvântul lui, să nu ne îndoim niciodată de prezența lui, să nu ne îndoim niciodată de dragostea lui. Uneori zicem, da, nu face niciun sens cuvântul. Boală și glorificare, iubire și întârziere, trezire dar murire, credință în trecut, în prezent, în viitor. Nu, nu, nu! Crezi tu lucrul ăsta! Și ea vine și zice, cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Observați! O să acum încercați să răspundeți singur. de ce a plâns Iisus? De ce a plâns, pentru că el tot ce vorbește aici vorbește credință, vorbește edificare, vorbește bucurie, vorbește că a întârziat cu un scop, că boala are un scop, că se duce să-l scoale, că... Și la urmă vine Maria și plânge, vin iudei și plâng, și la urmă numai ce ne trezim că și Isus plânge. Și pe Isus îl găsim plângând versetul 35. Numai că vă propun această opțiune. o plânge dintr-un alt, dintr alt motiv. Plânge pentru că așa de greu prinde cuvântul în noi. Da? Plânge că așa de tare ne îndoim de prezența Lui și credem că întârzie și credem că nu mai vine și credem că nu este și că nu apare. Și mai vine diavolul cu un șurub și ne mai bagă în coastă una și zice, you know what? It doesn't love you. Și eu am zice, vreau să demolez toate aceste îndoieli, toate aceste frici, toate aceste confuzii. Și vreau să știți că atunci când cuvântul, prezența și dragostea lui lucrează, lucrează ca să facă din noi oameni ai credinței. Oamenii ai credinței. Închei cu un exemplu. Un exemplu de acum 22 de ani. Venisem, venisem în America, primisem o bursă de studii, eram singur <coughs> și am spus celor de la școală din Virginia Beach, de la Regent University, că um, nu o să stau dacă nu pot să-mi aduc soția și copii. Aveam soția în țară și cei cinci copii, cel mai mic, Roana, avea cinci ani. Și am spus, eu nu stau 2-3 ani dacă nu pot să-mi aduc și soția și copii. Și apoi am făcut un circuit prin America și am ajuns în vara lui 92, am ajuns în Sacramento și era acolo un tânăr, totdeauna. Mi-a plăcut să discut cu tinerii și să, să spend time cu ei și să, să am conversații cu ei. Și am găsit un tânăr acolo care stătea la biserică, stătea într-una din camerele de la biserică, era băiatul fratelui Brâncovan, era Cristian Brâncovan, tânăr cu părul puțin cam lung, îi ziceam eu, Eminescu, tu-l știi, uh, uh, Coco, e Timișoran, de-al vostru, de-al nostru. Și zice, frate, doamne, să mergem la pescuit. Și nu am aveam eu chef de pescuit, suntem acolo pe un bolovan și aruncam să văd ce se prinde și mă gândeam, ce o să fie cu viața mea, ce o să fie cu familia mea, o să pot să-i aduc, nu vedeam cum, cum o să trăim, n-aveam decât asigurată a scholarship pentru, pentru educație, dar nu aveam absolut nimic pentru mâncare, pentru cazare, absolut nimic pentru transport, pentru... erau munți uriași. Stăm acolo și mă rugam și îmi curgeau lacrimile. Și la un moment dat simt mâna lui Eminescu, adică Cristian Brâncovan, să nu credeți că prin posturi străine. <laughs> right, right. Eminescu îi ziceam eu lui Cristi, simt mâna lui așa pe umăr și țetă la mine și zice, frate Dorin, and watch this from a young man, pe Dumnezeu nu-L impresionăm cu lacrimile noastre. Lacrimile noastre nu trebuie să înmoaie inima lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca noi să credem. Și dacă credem, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu vrea să stârnească în noi credință. Nu strigătul, nu lacrimile, nu văietatul, nu... Credință! Asta vrea Dumnezeu, frate Dorin! Wow! Eu eram înscris la program de master și Eminescul meu îmi dădea o lecție despre credință. M-am dus înapoi la școală, foarte scurt, un minut probabil mai durează, și mă frământam, mă nelinișteam. Lunea seara... A avut loc rugăciunea studenților internaționali. Era acolo și directorul de la admission. Era în jur la 100 de studenți, dar n-au venit toți, cam atâția eram toți internaționali. Și a venit un student din San Salvador, un, un, un uh, om din America Latină. A pus mâna pe mine și a spus, așa vorbește Duhul Sfânt. Eu am să-ți aduc soția și pe cei cinci copii ai tăi. Guess what? Faith, it just exploded. Ca un vulcan, am zis, wow! Now I know că asta e, voia lui Dumnezeu. Directorul de la admici, a, a, admission, înainte când am vorbit cu el, zic, vreau să mă aduc soția, da, și câți copii, cinci copii am. Ăla din El Salvador nu știa nimic, dar Duhul Sfânt știa. Și el era acolo și la urma rugăciunii zice: Mâine să vii la mine la ofis. Și m-am dus la el la ofis și zice: Începem să facem hârtiile, zice: Le facem prin credință. Nu prin lacrimile mele, nu prin văietatul meu, nu prin, prin smiorcăitul meu, ci prin credință. Și soția se duce în noiembrie la ambasadă la Cluj și stă în rândul ăla imens și închipuiți-vă, i-am cerut permisiunea să spun asta, stătea acolo în coadă și se ruga și zicea, Doamne, facă-se voia Ta, dar aș vrea să nu-mi dea viza. Este Aș vrea să nu-mi dea viza, aș vrea să... că suntem bine aici unde suntem. Și soacra mea, un profet al lui Dumnezeu, sora Palaghi, a zis, Ana, dacă bărbatul te cheamă să meri în mijloc, ăsta e regionalism, te cheamă în mijlocul oceanului, în mijlocul oceanului te duci. Femeie văduvă, femeia credinței. Soția stătea în coadă și toți care erau respinși, el venea cu capul plecat și se ruga și zicea, m-aș bucura, Doamne, să nu-mi dea viză. Că atunci știa că vin acasă. Și am început. Acum, let me give you something that probably you know or you don't know. Or most of you, you don't know. În toate hârtiile de sponsor care au venit spre Virginia și când oamenii au scris că o să te ajutăm la școală și o să fim alături de tine, a fost numai hârtii. O singură promisiune a fost onorată. Aceea care a venit de la Emmanuel Church, de la fratele Lazar Goc. Și mai spun ceva. N-am primit cât scria pe hârtie. Cred că găsise dumnealui câțiva prieteni, câțiva sponsor, câțiva clujeni, nu știu. Nu știu, n-am întrebat niciodată cum a făcut. Dar niciodată n-am primit cât a scris pe hârtie. Am primit mai mult. Pentru că Dumnezeu a purtat de grijă. N-aveam mașină și la un Thanksgiving, când soția a rămas acasă cu copiii, și copiii au fost, patru din ei au fost botezați cu Duhul Sfânt la weekendul acela. Eu veneam aici pentru că fratele Lazar a zis, vino că îți dau mașina mea. Nialcoș, din nou regionalism, Nialcoș, de-a lungul Americii cu cadilacu. Vă aduceți aminte cadilacul ăla care îl avea fratele Lazar? Probabil că nu să-i l-ați cumpărat. Și a ajuns pe mâna unui student sărac din Virginia. Ne ridicăm la rugăciune. Dumnezeu vrea să stârnească în noi credința. Pe orice cale, ca noi să credem, să facă din noi oameni ai credinței. Nu-L influențăm pe Dumnezeu, nu-L înmuiem pe Dumnezeu cu lacrimile noastre, cu strigătele noastre, cu vaetele noastre, cu, cu neliniștile noastre. El spune... Nu te teme, boala asta este spre slava lui Dumnezeu. Nu te teme, întârzierea asta e cu scop. Nu te teme, vin să te trezesc. Nu te teme, Mă bucur că n-am fost ca voi să, Cred. să credeți. Iar dacă nu găsește credință, atunci el plânge. El plânge pentru că ne îndoim de cuvântul Lui. El plânge pentru că nu credem în prezența Lui. El plânge pentru că ne îndoim de dragostea Lui. Haideți în seara asta să-i spunem, Doamne, mulțumim de cuvântul Tău. Mulțumim de prezența Ta. Mulțumim de iubirea Ta. Mulțumim că-ți onoresc cuvântul. Fă din noi oameni puternici ai credinței ne rugăm cu toții